Bună seara, domnilor și domnilor, un stil de viață sănătos din nou în casele dumneavoastră, în direct pe TVR Cluj, ediția cu numărul 196. Bună seara din nou, sper că toată lumea care ne privește este sănătoasă. De fiecare dată, toți invitații noștri din această emisiune și nu numai, vă urează toate cele bune, dar în primul rând sănătate și cred că și dumneavoastră aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Ne apropiem cu pași repezi, suntem deja la mijloc de luna decembrie, ne apropiem cu pași repezi de perioada sărbătorilor, perioada despre care nutriționiștii ne vor spune foarte multe, pentru că au ce spune și avem ce asculta și avem de cine asculta. Mi-am propus ca în partea a doua, așa cum v-am obișnuit acum câteva dăți, să introducem și câteva telefoane. Sper să fiți pe recepție. Cei care nu sunt încă pe recepție, să fie sunați de prieteni, de prietene, de colegi, de oricine să fie pe recepția TVR Cluj la un stil de viață sănătos. Sărbători, sărbătoriri și pandemie, un titlu generic, un titlu generos pe care ni l-a dăruit în această seară, la această ediție, profesorul Nicolae Hâncu, pe care îl salut cu mare, mare drag. Bună seara, domnule profesor! Cu drag te salut și eu, pe Neli, pe colega și prietena mea, Cornelia Bala, de asemenea, doamna profesor Cornelia Bala. Îmi face mare plăcere să adaug acest... Foarte bine! Dar apelativ profesional. Atunci și eu am să preiau și o salut cu mare respect pe doamna profesor Cornelia Bala. Da. Sărut mâinile, estimată și doamnă. Cu mare bucurie sosim pe calea undelor la voi în studio. Mulțumim foarte mult pentru gânduri. De data aceasta doamnă. Direct și nu prin înregistrări. Da. Sărumna doamnă. Bună seara, salut și eu pe toți telespectatorii noștri. Da, în mod sigur le-am lipsit, în mod sigur au așteptat să vadă o emisiune în premieră, deși să știți, doamna profesor, domnule profesor, că și în perioada în care dădeam reluări, redifuzări, în această perioadă nefastă care este în spatele nostru și care încă pare să că nu s-a terminat, am dat foarte multe reluări, că așa a fost să fie, și foarte multă lume interesată și de reluări, pentru că aveau noi și noi lucruri pe care le auzeau, le învățau și le notau. Dacă ar trebui să facem așa o mică acoladă din perioada trecută, de când nu ne-am mai văzut, nici nu vreau să zic de câte săptămâni nu ne-am văzut în direct, cu permisiunea doamnei profesor, mă îndrept către profesorul Nicolae Hâncu, care ar fi... evenimentele, care ar fi punctele cardinale pe care ni le-ați enumerat din această perioadă, domnule profesor? Două ar fi faptul că stilul de viață la care ne vom referi în continuare trebuie să-l adaptăm la perioada acestor sărbători și sărbătoriri, pentru că nu întâmplător le-am trecut în titlu. Și al doilea element este faptul că ne apropiem de vaccin. La ultima noastră emisiune, care a fost undeva de mult, cu câteva săptămâni în urmă, în octombrie, mi se pare, nici nu ne puneam problema vaccinului. Acum ne-o punem. Știm, se anunță că va sosi. S-a făcut azi în Statele Unite prima vaccinare. S-a făcut în Anglia, s-a făcut de câteva zile. Vine și la noi și trebuie să ne pregătim pentru acest lucru. Păi deci noi, două noi elemente. Cum adaptăm stilul de viață la perioada aceasta a sărbătorilor și de ce abaterile de la stil de viață în acest moment sunt mai periculoase datorită... Bun, ați ridicat câteva probleme care putem să le discutăm mult și bine, dar vedeți, acum e pe repede înainte cu vaccinul acesta, acum câteva săptămâni, cum a spus și dumneavoastră, atunci încă erau specialiștii visători. Că se va întâmpla ceva, probabil, în primăvara anului viitor sau de acolo încolo.
dar acum pare să că s-au precipitat lucrurile. Vin către doamna profesor Cornelia Bala cu aceeași întrebare pentru dumneavoastră în această perioadă, în aceste ultimele săptămâni, luni, care au fost acele momente cele mai importante care v-au marcat? Cred că și eu aș pune apariția vaccinului de dată foarte recentă pe primul loc, pentru că într-adevăr este un mare moment, să spunem, legat de modul în care putem să privim viitorul imediat din punct de vedere al pandemiei. Și nu pot să spun că m-a surprins foarte, foarte tare rapiditatea și cred că n-ar trebui să ne surprindă și nici să ne ridice suspiciuni, să spunem, pentru că această perioadă este fără precedent, așa cum noi am mai discutat, da? De 100 de ani nu a mai existat o asemenea pandemie la nivel global și atunci era normal ca toate colectivele de cercetare din această lume să se mobilizeze și cu siguranță au lăsat deoparte alte proiecte și s-au concentrat cu toții asupra vaccinurilor, astfel încât cred că trebuie să le privim cu foarte multă deschidere și optimist ca pe soluția pe care o așteptam și care a venit până la urmă nesperat de repede. În rest, sigur că am fost marcată, ca să spun așa, de apariția de îmbolnăviri aproape de noi, de mine, ceea ce înseamnă că precauțiile trebuie să fie continue și garda să rămână foarte sus, inclusiv pe această perioadă a sărbătorilor. Pe mine mă bucură foarte mult faptul că am doi profesori eminenți în această emisiune, chiar dacă este via Skype, că s-a ridicat problema vaccinării, a vaccinului în sine și că vorbim și ascultăm pe acești profesori, pe acești medici, da? Pentru că din nou se lucrează acum pe niște departamente de comunicare, oameni aduși, comunicatori care probabil în diferite alte domenii sunt foarte buni comunicatori, dar e aceeași chestiune și asta nu vă spun dumneavoastră, dragii noștri profesori, spun către telespectatorii noștri, sper să nu pățim cum am mai pățit, ca în loc de medic să fie un contabil la sănătate, sau mă rog, știți și dumneavoastră despre ce vorbesc, se aduc comunicatori care spun e bun, nu e bun, cum e bun, când trebuie făcut, cum trebuie făcut. Eu vă spun sincer, eu nu am încredere în astfel de comunicatori care probabil pe detergenți, pe chestiuni politice și altele și altele ar fi foarte buni. Dar aici eu zic să-i ascultăm pe cei doi profesori din capul locului. Eu vă spun că eu n-am nicio treabă, abia aștept și eu personal și cei din jurul meu să apară vaccinul. Nu cred că o să ne punem foarte multe semne de întrebare, pentru că prea mult am stat, cum se spune pe la noi, pe tușă, fără să se întâmple nimic. Da, știu bine că aveți și dumneavoastră părere, dumneavoastră, față de vaccin, față de vaccinare, față de vaccinarea celor dragi, pentru că aici vorbim nu numai de noi ca persoane, vorbim și de cei dragi din jurul nostru și dragi nu numai ca rude, pentru că avem și prieteni foarte mulți și eu în jurul meu am prieteni mulți care unii sunt pro, alții sunt contra. Ei, de aici să o luăm puțin, domnule profesor. Ce ne facem cu cei care sunt pro, ce ne facem cu cei care sunt contra vaccin? Eu răspund în două etape. În prima etapă aș dori să continui ideea lui Nelly, care a spus că nu trebuie să ridicăm suspiciuni de faptul că vaccinul a apărut mai repede ca în alte situații, în alți ani legat de alte epidemii. Acum trei zile, 11 noiembrie, a apărut online. Decembrie, a apărut online, deci într-un regim de publicație expres, cum s-ar spune, în celebra revistă New England Journal of Medicine, una dintre cele mai importante reviste din lume, în care, în momentul când vă spun despre ce este vorba, apreciați imediat ce înseamnă rapiditate, care alături de revista Lancet publică imediat tot legat de COVID. E bine, ei spun acolo că la începutul lui ianuarie, încă nu era anunțată pandemia de către OMS, la începutul lui ianuarie,
chinezii foarte corect au spus care este structura genetică a virusului. Și imediat, laboratorul Pfizer, imediat în aceea zi, laboratorul Pfizer a intrat în acțiune. Deci de la începutul lui ianuarie, epidemia fiind anunțată numai în februarie, la sfârșitul lui ianuarie. Punctul 1. Punctul 2 a fost legat de faptul că s-a operat de data aceasta cu tehnici noi, care nu mai corespundeau, nu mai erau identice cu tehnicile de pe vremea lui Pasteur sau cu tehnicile de pe vremea când s-a elaborat vaccinul antigripal. Deci lucrurile s-au schimbat, tehnici noi, tehnici care permit să se meargă și să se efectueze operațiuni cu o rapiditate excepțională și a fost posibil să se elaboreze acest vaccin practic în 11 luni, 10 luni și jumătate. Acesta este motivul pentru acei mulți care spun prea repede s-a elaborat. Da, foarte multă lume, domn profesor, și multă lume își pune întrebarea, da, ați spus dumneavoastră 10 luni, jumate, 11 luni. Din această perioadă pe care ați spus-o dumneavoastră, care este perioada testelor în sine, pe materie umană, cum ar veni? Deci, acest articol care a apărut publică rezultatele testelor, nu faptul că și nici de cum nu publică istoria vaccinului, cum s-a obținut vaccinul. Asta a fost o introducere de câteva fraze. Ci se spune că pe câteva zeci de mii de persoane comparat cu s-a aplicat vaccinul, comparat cu alte câteva zeci de mii de persoane, așa cum se obișnuiește, adică grupul martor, la care nu s-a aplicat vaccinul. Și, într-adevăr, rezultatele sunt cele care au fost comunicate, niște beneficii, rezultate pozitive în peste 95% din cazuri, cu doar două efecte secundare. Ce înseamnă acele două efecte secundare? Care sunt durerea de cap și oboseala. Ca efect mai sever s-a considerat că ar fi febra, care a apărut foarte rar. Dar eu vin și spun tuturor, nu există medicament fără efecte secundare. Poți lua o aspirină, să nu știi că ai un ulcer, faci o emoragie gastrică și direct ajungi la... Astfel de cazuri am mai auzit, din păcate, exact pe această speță. Cu nenumărate exemple avem în acest sens, fiecare medicament are și efecte secundare. Astfel încât... ceea ce am auzit, o inepție din partea unuia care tot timpul apare pe la televizor și dă sfaturi, dar el, bineînțeles că nu-i medic, spune cine răspunde și cine plătește pentru efectele secundare? Pentru Dumnezeu. Chiar în halul ăsta să fie atât de agramat încât să vii să pui o altfel de problemă? Dacă tu te duci la farmacie și cumperi un medicament pentru care n-ai rețetă și ai un efect secundar, ceri despăgubire de la stat? Statul vine și spune clar. Da. Nu este obligatoriu. Eu vă înțeleg perfect, domnule profesor, vin către doamna profesor Bala. Poate continuați dumneavoastră de aici, de la ideea pe care a enunțat-o vis-a-vis de cei 95% și de efectele secundare la doar două cazuri, domnul profesor Hâncu. Vă ascult. Eu aș vrea cumva să mă abțin de la comentarii foarte în detaliu, dat fiind că nu este domeniul meu de specialitate. Poate că la începutul anului viitor vă gândiți să invitați un adevărat expert, cu siguranță în lumea medicală clujană sunt destule persoane care sunt mai bine pregătite. Eu ce am vrut să spun, să transmit un mesaj de încredere la modul general, să spunem, de la cineva care nu este supra-specializat, nici exact eu. Exact la asta mă gândeam și eu, doamna profesor, ceva general, pentru că știm foarte bine specializarea noastră este din altă zonă. Eu asta am vrut să transmit un mesaj de încredere, să spun că nu este nimic ciudat, să spunem, sau care ar să ne îndrepte spre o stare de suspiciune. Oricum, până când va ajunge la noi vaccinul, vom avea deja experiența țărilor care au început deja, astfel încât cred că atitudini foarte înverșunate în acest moment împotriva vaccinării și acțiuni din acestea cu răsunet, să spunem, antivaccinale, chiar nu...
Bun. Nu ușa o rostul. După această introducere, cu permisiunea dumneavoastră, mă folosesc de faptul că avem pe burtieră această temă cu sărbători, sărbătoriri și pandemie și vin către domnul profesor Hâncu. Acum este o situație excepțională, de excepție specială, pentru că noi de ani de zile, în preajma unor evenimente, sărbători, sărbătoriri, cum ziceți dumneavoastră, de fiecare dată, ba cu dumneavoastră, ba cu alți specialiști alături de dumneavoastră, am dezbătut această speță și înainte de sărbători și după sărbători, din punct de vedere nutrițional. Dar acum avem și pandemia aceasta care e ca un colac peste toate acestea. Domnule profesor, e ceva mai special la ce trebuie să... Da, este, fără îndoială, este mai special pentru că n-are rost să reluăm ceea ce de ani de zile am povestit în cadrul acestor emisiuni, că sărbătorile și sărbătoririle ascund de fapt imensa plăcere de a mânca și nesăbuința oamenilor care se caracterizează prin excese alimentare cu consecințele lor, cu transformarea frecventă a unei sărbători religioase sau de familie într-o urgență medicală. Nu despre acest lucru vreau să spun, pentru că vor fi cazuri unemiluite și în acest an. Dar, fiind vorba de pandemie, vreau să spun că fiecare exces alimentar care se caracterizează prin consum exagerat, la ore nepotrivite, seara târziu sau chiar în cursul nopții și care se repetă a doua zi, se repetă seara după ce s-a consumat la prânz sau se repetă la micul dejun după ce în seara precedentă s-a consumat, este vorba de consumul acelor preparate de porc bogate în grăsimi, preparate de porc de toate categoriile și care periclitează foarte mult sănătatea. De ce? Pentru că este vorba de o invazie de calorii și prin substanțe grase, dar și prin dulciuri în organism, care duc la o depresie imunologică. Cu alte cuvinte, scade pentru perioade scurte, adevărat, scurte, câteva ore bune, scade imunitatea organismului, dar care, dacă se repetă, înseamnă că se prelungește această scădere a imunității organismului. Cu alte cuvinte, organismul pentru care noi luptăm foarte mult să-l energizăm, de fapt, prin aceste excese alimentare, îl fragilizăm. Și în această perioadă de pandemie, numai de fragilizare a organismului nu este nevoie. Lupta noastră este să fortificăm organismul prin toate mijloacele pe care noi le recomandăm ca specialiști în ceea ce se numește optimizarea stilului de viață. De aceea cred eu că în această perioadă excesele sunt mai dăunătoare ca în alți ani. Foarte bine că ați introdus această temă, doamna profesor Bala, vin spre dumneavoastră și aș dori să continuăm ideile pe care le-a enunțat domnul profesor Hâncu, în sensul că pentru prima oară, bine, și contextul ne ajută, hai să-i spunem așa, pentru prima oară discutăm în acești termeni că imunitatea se fragmentează sau, mă rog, termenii de specialitate pe care i-a folosit domnul profesor Hâncu și în această perioadă chiar nu e binevenită o astfel de fragmentare a imunității noastre. Da, așa este. Aș adăuga aici o atenționare și pentru consumul de alcool, care și el în această perioadă poate să ducă la acele stări neplăcute, care cu siguranță orice stare, cum să zic, îndepărtată de starea obișnuită a organismului, printre alte efecte, da, are și acest efect de scădere a imunității și atunci, într-adevăr, în această perioadă, în mod particular, sau sărbătorile din acest an, în mod particular, ar trebui să le petrecem cu mai multă prudență, cu moderație, cu măsură
Și în timp ce mă întrebați, chiar mă gândeam ce rol important au până la urmă gospodinele caselor în această perioadă, pentru că ele sau noi, ca să mă includ și eu, suntem cele care hotărâm până la urmă meniu. Acum, sigur, s-ar putea alți membri ai familiei să nu fie foarte încântați de un meniu mai auster, restrictiv, să zicem, dar va fi un lucru bun, mai ales că totuși ne așteptăm ca cele petreceri cu multă lume, cu multe deplasări să nu mai aibă loc și ar fi bine să nu mai aibă loc, astfel încât cred că anul acesta este momentul unor sărbători liniștite, în familii restrânse, și gândindu-ne până la urmă la aspectele spirituale de suflet, mai mult decât la aspectele astea ludice, să spunem, și de plăceri pasagere, care, așa cum spunea domnul profesor, anul acesta în mod particular ar putea să cauzeze neplăceri mari. Da, ține de toată această perioadă și reglementările care sunt impuse și datorită cărora, în mod sigur, așa cum a spus și dumneavoastră, doamna doctor, nu ne vom mai aduna așa de mulți la diferite evenimente de familie, evenimente religioase și de alt gen. Și ar fi interesant și, în mod sigur, colegii noștri jurnaliști, colegii mei de la știri, vor face o paralelă între ce a însemnat anii trecuți serviciul de ambulanță Cluj, să zicem ca exemplu, acum un an, doi, și ce va însemna, ce vor însemna urgențele anul acesta. Va fi probabil o statistică foarte interesantă. Cu permisiunea dumneavoastră aș da drumul la telefoane, doamna profesor, domn profesor, dacă îmi permiteți, să invităm pe telespectatorii noștri dragi cu care n-am avut legăturie directe de foarte multă vreme și care sunt sigur așteaptă să vină cu întrebări interesante pe tematica noastră de astăzi, sărbători, sărbătoriri și pandemie. Introducerea la această discuție, la aceste telefoane, deja ați auzit-o de la cei doi profesori, 0264-420-135. Încă nu l-am uitat, slavă Domnului, acesta este numărul cu tarif normal. Vă rog să ne sunați, să-i sunați pe cei doi profesori, să-i întrebați despre cât se mănâncă, cât se bea, cât nu se bea în această perioadă care urmează imediat. Domnule profesor, vin spre dumneavoastră, vreau să mai adăugați ceva, că ați avut un gest. Nu, n-am avut gestul de ridicare a mâinii, care înseamnă că vreau să intru în acțiune, ci faptul că stai așa tot timpul în fața laptopului, trebuie să te mai și miști. Am înțeles. Din picioare, cum mișcarea din picioare și contracturile musculare la nivelul picioarelor este o metodă pe care a inițiat-o John Kennedy, faimosul președinte american, care în timpul lungilor ședințe trebuia să-și dinamizeze circulația cerebrală și atunci... Și uite așa, am ajuns și la mișcare. N-ați vorbit încă despre mișcare. Dar avem un telefon. Stați că vă întrerup o clipă. Bună seara! Așteptăm! Alo, bună seara! Bună seara! Albu sunt, 77 de ani, diabetic 2, iau și ofor dimineața de 1000 și seara. Care este întrebarea dumneavoastră, stimate domn? Vreau să-l întreb domnul profesor și sau pe doamna profesoară. De vreo 2-3 zile, când mișc capul în stânga și în dreapta, mi-apar niște lumini pentru scurtă durată. Mi-a luat glicemia și a fost 141. După 2 zile, mi-a luat glicemia și a fost 106. Asta e prima întrebare. A doua, consum cătine. Să-mi spună domnul profesor sau doamna profesoară cât o pot consuma așa, fără dulcenie. Atâta vă rog. Atât. Două întrebări. Mulțumim foarte mult. Ascultăm două întrebări. Să vedem, poate că profesorii se împart cu întrebările. Mulțumesc frumos, rămâna să trăiți. Sănătate multă!
Legat de glicemie, nu ar trebui să aibă legătură cu stările pe care le descrieți dumneavoastră, mai degrabă o problemă de variație, să zicem, a tensiunii arteriale, dacă aveți cumva un aparat acasă sau aveți acces la un aparat, ar merita măsurată mai frecvent tensiunea, ar putea fi și o problemă legată de coloană. Cam astea ar putea să fie cauzele, dar categoric nu glicemia. Iar legat de întrebarea cu cătina, da, se poate consuma într-adevăr, dar dumneavoastră ați anticipat, de fapt, de foarte multe ori ea se prepară sub formă, sau mă rog, prin adaus de, se conservă cu adaus de zahăr sau de miere, ceea ce evident la o persoană cu diabet nu este recomandat. În schimb, dacă o consumați ca atare, fără adaus de zahăr, fără absolut nicio problemă, este extrem de bogată în vitamina C, dar și în alte vitamine și antioxidanți care în această perioadă fac foarte bine. Ca și cantități, probabil că așa la nivelul de câteva linguri pe zi, pentru că o lingură de cătin ar fi cumva echivalentul unei porții de fructe. Și atunci cam pe acolo ar trebui să vă încadrați. Domnule profesor, aveți ceva de adăugat? Aș întreba, sper că nu e vorba și de țuica de cătină, pentru că am auzit că este foarte bună și... Eu acum auzi pentru primară. Nu mai este la telefon, domnul, dar... E vorba de cătină, sunteți foarte informat, domnule profesor. Da, trebuie să te informezi și despre dușmani întotdeauna și pentru mine exagerările în consumul de alcool reprezintă o temă specială. Poate că domnul care ne-a întrebat, fără să-și dea seama, ne-a introdus în tema alcoolului în această perioadă, pe care am amintit-o deja doamna profesor înainte. Și insist asupra acestui fapt. Sigur, niciodată nu o să spun, eu, blăjan și amator de vin bun, nu o să spun nu beți. Și nu beți acum. Păi ar fi, pe undeva, ar fi o blasfemie dacă l-ați face. Dar nimeni nu m-ar crede. Nimeni nu m-ar crede și aș spune că sunt un mincinos și un oportunist, ceea ce nu este adevărat. Consumați, beți. O să vorbim, dar, o să vorbim și despre alcool și despre mișcare, dar stai, avem un telefon. Nu am terminat. Scuzați. Vreau să spun moderație în toate, inclusiv în consumul de alcool. De câte ori am amintit noi pe celebrul Moisil care a spus fiecare om bea un pahar de vin. Da. Și toți cei care beau un pahar de vin devine, fiecare om care bea un pahar de vin devine un alt om. Și acel alt om are dreptul la un alt pahar de vin. Și uite așa, dacă ajungem la 100 de pahare de vin, o să fie o sală plină cu alții. Să nu apară mai mult de 2-3 oameni noi. Cu altul, chiar așteptam acum să văd cât va zice domnul profesor. Da, domnul Mihali, așa ne-am zis, Toader Mihali, da, din Maramureș. Da. Bună seara. Bună seara, domnul Hâncu, mi-a fost dor de dumneavoastră. Mă numesc Mihali, da. Toader din Borșa Maramureș. Borșa Maramureș, să trăiască. Da. Eventual, deci vreau să pun o întrebare în legătură cu vaccinul de la coronavirus. De exemplu, eu sunt cardiac, cu desept ventricular. Malformație cardiacă pe inimă. Când apare, da. Când apare vaccinul la medicul de familie sau unde apare, nu are importanță. De exemplu, cum se poate vaccina omul cardiac? Sau omul care a lucrat în mine... De exemplu, cum e taică-miu, a lucrat în mină, cu gradul 1 de silicoză. Bun, întrebarea, știți? De bază, domnul Mihali. Da, eu am înțeles întrebarea și răspunsul este unul foarte scurt. În momentul când apare vaccinul, medicul de familie va trebui să ia o hotărâre. Nu cred că poate să ia o hotărâre singur și atunci va trebui să apeleze la cardiologul sau specialistul în plămân pentru tata. O să aibă o listă cu oamenii bolnavi, de exemplu cu cardiologul, oamenii bolnavi de silicoză, bolnavi de alte probleme. Domnul Mihali, una e lista, că e foarte ușor să faci o listă, dar pe lista aceea
se introduc oameni și se pun oameni în funcție de gradul bolii. Cardiologul care este cel mai apropiat de Borșa, cel de la Baia Mare, trebuie să stabilească dacă domnul Mihaili poate sau nu poate fi vaccinat. Că sunt, da, sunt niște reguli foarte stricte legate de acest lucru. Eu stau la 3 km de orașul Borșa și mă duc în oraș după cumpărături cu mijlocul de transport, cum ar veni. Îmi pun câte două măști, una peste alta. Păi când vin acasă, deja nu mai am aer. Dar mie mi-este frică să nu mă îmbolnăvesc de coronavirus. Da. Știți? Și port două măști, una peste alta. Da, să știți că și eu fac de multe ori lucrul ăsta. Eu obișnuiesc să merg mult pe jos și să știți că, într-adevăr, se resimte faptul că nu mai ești cu libertatea aceea extraordinară pe care o ai fără mască. Dacă când stai să te gândești că te protejează, atunci poți să spui două măști fără probleme. Fără probleme. Și bun, pe lângă asta eviți în totalitate mulțimea. Mulțimea o eviți. Nu vorbesc cu nimeni pe stradă, nu vorbesc nici cu un om, nici cu o femeie, cu nimeni nu vorbesc pe stradă, îmi fac cumpărăturile de la market și revin acasă. Da, e regulă. Domnul Mihaili, da, revenim la ce am spus inițial. Dacă faci sau nu faci vaccin anticoronavirus, să stabilească doar cardiologul de la Baia Mare. Da. Sau cel care te îngrijește și pentru bolile de inimă pe care le ai. Mai e o întrebare și vă las în pace, domnul doctor. Deci eu iau verapamil, nitroprector, trombostop și diurex. Bine că ați enumerat mai multe ca să nu avem probleme cu CNA-ul. Atacant de tensiune. Mi-am făcut INR-ul, a fost 1,48. Este bun? Ar trebui să fie cam 2. Cam 2. Bine, doamne, au spus că și de greutatea omului și vârsta și înălțimea depinde acum. Da, da. Încă o dată, medicul cardiolog stabilește lucrul acesta. Noi foarte rar se întâmplă ca să dăm răspunsuri la doze de medicamente și la valori din acestea, pentru că nu te avem în față, nu știm despre cine e vorba. Da. Putem merge mai departe? Vă doresc sărbători fericite, domnul Mihaili. Sărbători fericite și la mulți ani, la fel și dumneavoastră, și aveți grijă de dumneavoastră, sănătate multă. Vă aștept mai ghez la televizor. Așa e. Îi vedeți pe invitați foarte des la televizor, pentru că dacă nu sunt în direct, sunt în reluarea unor emisiuni. Doamna profesor, da, trecem un pic la mișcare? Sau la televizor. O seară bună. Seară bună să aveți, Doamne ajută. Seară bună. Puțin la mișcare sau mai discutăm despre alte probleme legate intrinsec de tematica de astăzi? Specialista în activitatea fizică este Cornelia Bala. Păi asta, eu la doamna profesor m-am uitat, domnia sa nu mă vede că mă uit direct la dânsa via videovolul acesta. Vă ascult. Neli, poți vorbi despre noul ghid al OMS-ului? Da, activitatea fizică este, de fapt, întotdeauna a fost un domeniu important al stilului de viață. Poate că oarecum este și, hai să zicem, vina, dar o limită a lumii medicale, că nu am vorbit suficient de mult despre importanța și beneficiile activității fizice. Și v-aș da un exemplu. Atunci când vine un pacient, o persoană la un medic dorind să slăbească în greutate, se discută foarte mult și în detaliu, sigur, dacă este vorba despre un medic specialist, despre partea de alimentație, iar despre activitatea fizică se spună două, trei vorbe. Și asta nu este neapărat corect, pentru că există o teorie, să spunem, a modului în care conducem o discuție legată de starea de sănătate, o consultație medicală pentru persoana care ne solicită ajutorul, este important și timpul pe care noi îl alocăm anumitor subiecte. Și atunci, dacă noi expediem, să zicem, între ghilimele, discuția despre activitatea fizică foarte rapid, s-ar putea ca, da, să nu reușim să convingem persoanele respective de marile beneficii pe care activitatea fizică le poate avea în diferite situații, nu doar, evident,
scăderea în greutate. Și aici mai avem foarte mult de lucru, într-adevăr, și noi ca și medici, asistenți medicali, să transmitem aceste mesaje și să încurajăm pe toată lumea să facă activitate, să-și găsească timp pentru practicarea activității fizice, pentru că de multe ori aici este de fapt problema. Nu că neapărat nu am dorit, ci ne luăm cu alte activități. Imediat îl ascult și pe domnul profesor Hâncu. Mai avem un telefon. Bună seara! Alo? Bună seara! Da, vă ascult. Aș vrea să întreb pe cei doi distinși oaspeți ai dumneavoastră. Ce părere au despre xilitolul de mesteacăn, despre afinele, sunt de două tipuri, de cultură și de pădure, și de zmeură. Și cât se poate consuma? În ce cantitate se pot consuma? Și când? Tot ce ține de fructe de pădure și aceste două exemple, pardon, nu v-am mai auzit sau m-am băgat eu peste dumneavoastră? Ne-am suprapus. Vă ascult. Nu, se aude, e perfect. Despre zmeură și orice tip de afine, numai de bine și oricât și oricând, și ar fi fost bine dacă le-ați fi putut păstra într-un congelator sau dacă nu, au apărut foarte multe surse de culturi domestice sau chiar comerciale care se fac. Deci e foarte bine ce ați spus, dar produsul acela de mesteacă n-am experiență. Poate doamna profesor Bala să ne spună mai multe. Doamna profesor? Este vorba despre un îndulcitor care poate să cred că chiar primul cuvânt mi-a scăpat. Dar cred că despre asta era întrebarea. Este vorba despre un îndulcitor care în principiu poate să fie folosit, dar nu înseamnă că dacă folosim înlocuitor de zahăr, aceștia pot fi folosiți în cantități nelimitate, pentru că până la urmă orice substanță, să spunem, adusă niște cantități nefirești în organism poate să aibă anumite efecte neplăcute și atunci răspunsul este da, se poate folosi, cum să zic, echivalent cu câte lingurițe de zahăr am putea folosi pe zi și probabil că o cantitate așa rezonabilă ar fi undeva la 2-3 lingurițe, adică să ne îndulcim cafeaua, ceaiul pe care îl consumăm și eventual din când în când și niște mici deserturi. Bun. Savanți celebri au spus că nu există substanță periculoasă, ci doze periculoase sau cantități periculoase. Este exact ce a spus doamna profesor acum. Mulțumim de răspuns, stimate domn. Da, vă mulțumesc tare mult. Mulțumim, seară bună, să aveți sărbători frumoase. Domnule profesor Hâncu. Pentru că a venit vorba despre îndulcitori, cei care sunt mari amatori de dulce, un îndulcitor natural extrem de sănătos, să-i spunem, sunt produsele pe bază de stevie. Da. Cu S și nu cu ș. Stevia este o buruiană și stevia este un produs de la stevia rebaudiana, plantă care provine din Brazilia și care se comercializează prin niște produse îndulcitoare care au chiar mari beneficii. La ora actuală se consideră că este chiar cel mai nu cel mai potent din punct de vedere al îndulcirii, pentru că o tabletă îți face cafeaua aproape că nu poți să o consumi. Mie îmi place cafeaua să fie eventual din amară să devină amăruie, eventual. Dar e vorba de ceai și de toate celelalte. Ideea noastră este că trebuie să luptăm pentru a dezvăța lumea de gustul, de plăcerea gustului dulce sau să transformăm gustul dulce de la dulcele acesta tradițional, convențional, de zahăr, să ne îndreptăm spre gustul dulce pe care îl dau fructele. Dar de ce să-i dezvățăm? Dacă le place, domn profesor. Păi acum intrați în război cu cofetarii. Dar n-am înțeles ce ai vrut să spui. Dar a spus că trebuie dezvățați cei care cărora le place să mănânce dulce. Păi poate să mănânc, nu poate mânca dulce pe bază de stevie, ceva. Nu, poate, dar e că să nu facă
Deci în toate cu moderație. Nu da, interzice. Da, da. Păi asta vreau să aud de la dumneavoastră. Am zis. Și atunci sunt oamenii la care, de exemplu, e cunoscută în această emisiune, am spus, o persoană foarte dragă mie, în care își băga 4-5 lingurițe de zahăr într-o ceșcuță de cafea. E, așa ceva nu se poate. Nu, și asta chiar aceste că persoane e nu sunt puține. Măsură. Păi da, sigur, despre asta era vorba. Am rămas la capitolul mișcare. Am vorbit cu doamna profesor Bala. Da, eu vreau să completez pe Nelly prin faptul că cu niște noțiuni care au apărut în recentul ghid pe care Organizația Mondială a Sănătății, care, vedeți, se ocupă nu numai de pandemia de coronavirus, se ocupă și de alte lucruri care vizează medicina. Unul dintre rapoartele care vizează mișcarea a apărut săptămâna trecută. Și printre multe alte lucruri bune pe care noi le-am povestit aici de nenumărate ori și le revom povesti de fiecare dată când este nevoie, spune că, la un moment dat, orice fel de mișcare este sănătoasă și contribuie la sănătate. În loc să iei liftul pentru un etaj să cobori sau să cobori sau să urci, mie întotdeauna mi-a plăcut să spun că liftul este pentru a ridica și nu pentru a coborâ. Nu? Și am spus asta de nenumărate ori, o stănir zâmbete, dar când pe vremea când mergeam pe la hoteluri și vedeam că de la etajul întâi se cobora la parter și în fața ușii de la lift erau 4-5 tineri, nu venea să cred că e adevărat. Și totuși așa este. E, și atunci se profită de fiecare moment, inclusiv când ești la servici, dacă nu lucrezi de acasă sau dacă lucrezi de acasă și trebuie să vorbești la telefon, ridică-te și în timp ce vorbești la telefon, să duci convorbirea, conversația să o faci în timp ce vorbești. Păi unii se ridică, domn profesor, dacă pe unii îi sună șeful sau șefa, imediat se ridică de pe scaun. Corect, să se ridice în picioare și să, dar să nu se aplece prea tare, că oricum nu se vede și aplecatul, dacă e prea brusc, s-ar putea să te lași strâmb, să faci o criză de lumbago și n-ai făcut nimica. Deci, mișcare oricând, oricum, cu orice mijloc și mai mult, să-i antrenezi și pe ceilalți membri ai familiei, pentru că stilul de viață nu este o problemă de individ, fiecare persoană este membru al unei familii și el trebuie să mobilizeze în primul rând pe soție sau pe parteneră, trebuie să-și mobilizeze copiii și în măsura în care este posibil să-i stimuleze și pe vârstnici. Pentru că, și la fiecare să adapteze mișcările, că nu zici dai la un vârstnic niște bombe de 15 kg să le ridice sau să facă abdomene. Nu! La fiecare să se recomandă. Apropo, vârstnici, abdomene și toate cele pe care le-ați enumerat, mi-aduc aminte, da, acum câteva zile s-a realizat un material aici la TVR Cluj, la o altă redacție, cu o cunoștință comună, domnule profesor, cu doamna doctor Oros Catalin, care a revenit dintr-un turneu de natație din Coreea de Sud și a obținut... A obținut iarăși câteva kilograme de medalii, așa cum zic, kilograme de medalii. Nu-i spun vârsta pentru că nu-i frumos, dar și domnia sa se plângea de faptul că e foarte restrânsă plaja de mișcare și pentru sportivi și pentru nesportivi. Domnia sa, fiind obișnuită în fiecare dimineață la ora 6 cu bazinul din parcul Iuliu Hațeganu, din păcate nu poate practica natația și face diferite mișcări, diferite acțiuni pentru sănătatea domniei sale pe malul Someșului și prin parcuri. Asta așa doar în paranteză, ca să vă spun despre generația de aur și doamna Oros Catalin. Tare îți mulțumesc că ai adus-o în discuție pe Cati Oros, care e medic, trebuie să spunem acest lucru, absolventă a Universității noastre din Cluj. Și a fost și medic de lot național feminin, de gimnastică. A fost campioană națională la natație și nu-i spui tu, dar spun eu, are mult peste 80 de ani. Deci 83-84 și la această vârstă este campioană mondială la categoria de vârstă respectivă
la niște lungimi de bazine și la niște stiluri. Noi am avut o emisiune a ta, chiar Karen, chiar de mai multe ori am avut-o chiar pe doamna. Chiar mi-am notat să o invit și pe, la început de an nou. Așa am să fac, v-am dat așa o idee, știam că veți prinde această idee și îmi veți da temă de casă ca să mă ocup de organizarea unei astfel de emisiuni. Bine ar fi să o organizăm într-un bazin. Excepțională, rar o țară să beneficieze de asemenea personalități sportive care prin exemplul lor, fără îndoială, stimulează tineretul, stimulează pe alții de vârsta lor sau de orice vârstă să practice sportul. Practicarea sportului, așa cum spunea doamna profesor Bala, este extrem de importantă, pentru că mușchii sunt, prin contracție, eliberează niște substanțe care ele, la rândul lor, stimulează imunitatea. Da. Și se știe acest lucru. Persoanele sedentare... Cred că am mai avea timp de un singur telefon, 0264-420-135, până atunci vin către doamna profesor Bala și întreb, am vorbit despre mișcare, despre dulciuri, despre alcool, despre mâncare, despre ce n-am vorbit? Despre somn și despre fumat. Da, așa este. Despre somn și despre fumat și, în general, despre un comportament preventiv despre care, de fapt, am vorbit destul de pe larg la început, pentru că și asta face parte din stilul de viață. Sigur că în perioada acestor sărbători ne așteptăm să avem o schimbare a orarului somnului, cel mai probabil că nu va mai fi chiar ca în zilele obișnuite, dar în orice caz, așa cum spunea domnul profesor Hâncu, legat și de alimentație, un exces la un moment dat, să spunem că poate să treacă fără urmări, dar să-ți petreci cele două săptămâni de vacanță pierzând noapte după noapte, cu siguranță nu este deloc un lucru bun și aici sunt date absolut convingătoare că există un impact extrem de nefavorabil asupra imunității prin această deprivare de somn și oboseală și evident că după ce ne vom întoarce la activitatea profesională primele zile ale lui ianuarie nu ne va fi deloc ușor dacă această perioadă o petrecem și cu un deficit de somn, datorie de somn, îi zice în limba engleză. Mai nou și sunt foarte multe date că este o stare absolut periculoasă, inclusiv din punct de vedere al metabolismului. Faptul că fumatul nu este deloc un obicei sănătos, iarăși toată lumea știe și chiar și fumătorii sunt, sau și fumătorii sunt convinși. Întrebarea este cum facem să oprim acest obicei. Probabil că nu neapărat de sărbători se va întâmpla acest lucru, dar trebuie avut în vedere absolut în fiecare zi, să spunem, măcar așa ca și preocupare generală. Cam asta cred că ar trebui să înțeles. Doamna Rodica din Brașov, sărut mâinile, mulțumim că ați intrat în direct pe Ultima Sută. Doamna Rodica? Da. Sunteți în direct. Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră de prestigiu. Aș vrea să pun o întrebare în legătură cu lipsa de magneziu din corp. Deci am diabet tip 2 și am mari probleme cu magneziul. Care este întrebarea punctuală? Magneziu, vă rog să vă adresați medicului diabetolog din Brașov, sunt eminent specialiști acolo și ei să vă indice preparatul respectiv și în dozele cuvenite. Și pentru că și putem reveni asupra acestei chestiuni într-un viitor, adică peste o săptămână, pentru că acum, din câte îmi dau eu seama, suntem chiar în ultimul minut, nu? Care? Nu, mai avem patru minute. Mai avem patru minute. Doamna Rudica, atunci... În care se găsește. Deci, noi nu recomandăm aici nici medicamente și nici doze. Rudica, domn profesor, că nu s-a auzit, v-ați suprapus. Alimente. Deci, alimente bogate în magneziu. Alimente.
Toate legumele și fructele, nu există un aliment special pentru creșterea magneziului și nici de cum un aliment nu vă poate corecta deficitul de magneziu pe care îl aveți dumneavoastră. Nici de cum nu-l poate. Dacă deficitul este unul care este demonstrat prin analize repetate și ne arată clar că magneziu este scăzut, atunci fără îndoială că medicul diabetolog din Brașov, cel care vă dă rețetele acelea odată la 2-3 luni, el știe să vă recomande medicamentul. Și noi știm, dar nu avem voie să vorbim despre aceste lucruri și nu este nici corect să o facem. Am înțeles. Și iarăși nucile și semințele sunt o sursă bună de magneziu pe care o puteți folosi acum fără a exagera, pentru că au și multe calorii, dar o porție așa cât podul palmei de nuci de diverse feluri puteți să adăugați în alimentația zilnică, face foarte bine și la sistemul cardiovascular pentru că au și acizi grași sănătoși. Da, numai că nucile intră în categoria fructe. Eu de-aia am zis la modul general. La modul general am spus fructe și legume. Da. Doamna Rodica? Da, mulțumesc din suflet. Bună seara, vă doresc sărbători fericite. Sărbătorile și dumneavoastră la fel, să aveți sărbători fericite. Karen, Karen, dacă îmi dai voie o temă care îți face mare plăcere ție. Vă ascult. De regulă după sărbători și după abuzuri care, după excese care vrând nevrând, fiecare dintre noi aproape că le practică, important este să nu cădem vrajă și victime la ceea ce se numesc curele de detoxifiere. Noi nu suntem intoxicați, deci nu avem de ce să ne dezintoxicăm. Este o recomandare pe care o practică nutriționiștii comerciali, cei care nici nu știu dacă sunt nutriționiști medici sau dacă sunt medici, nu sunt bine pregătiți sau au alte interese. Cea mai bună recuperare după perioada de excese sau de abuzuri este reîntoarcerea la alimentația sănătoasă, care înseamnă moderație, moderație, moderație în toate. Toate cu moderație. Și dumneavoastră m-ați dat pe mine ca exemplu pentru detoxifiere, de tot ce ține de... Nu, că știam că îți place subiectul. Da, îmi place. Toate aceste subiecte cu detoxifiere îmi plac și acelea cu coabitarea. Deci tot ce ține de coabitare, da, acum îmi place. Coabitare mai la modă ca urgând, pentru că trebuie să coabităm cu tine. Doamna profesor Cornelia Bala, domnule profesor Nicolae Hâncu, vă mulțumesc foarte mult și pentru această seară frumoasă, pentru această emisiune interesantă. Data viitoare vom continua în mod sigur aceste discuții. O seară bună să aveți, sărutmile, la revedere și dumneavoastră, dragi telespectatori, toate cele bune. Deocamdată nu avem premier de semnat, va fi până săptămâna viitoare probabil și atunci se mai liniștesc apele și mergem mai puțin la detoxifiere. Cam atât pentru astăzi, toate cele bune, rămâneți alături de Televiziunea Română. La revedere!